chiar vă rog să nu mă întrebați ce fac cu această seringă destul de generoasă la o partidă de pescuit. Am ajuns, m-am întors pe bazinul pescicol Creața 3 și sunt exact ca un copil când primește sau când descoperă o jucărie nouă. Așa mă simt eu acum când am prins gustul pescuitului la pâini solubile. Am revenit pe acest lac minunat în dorința de a prinde nu neapărat pește mare, dar cât mai mulți pești într-o partidă de 24 de ore. Pescuiesc cu două lansete, intenționat să rămân și peste noapte, mi-am pregătit deja și cabana plăpumioara, cum îmi place mie să-i zic. Și ca să nu lungesc vorba, voi face un pescuit exclusiv la pun solubil. Pare un pic de un pic migăloasă această treabă cu realizarea pungilor. Și am fugit foarte mult timp de ea, dar cu un pic de antrenament și cu un pic de răbdare, aceste mici pungulițe cu bunătăți, să vedeți că poate să schimbe deznodământul unei partide de pescuit. Haideți să începem și treaba, pentru că de asta am venit pe baltă. În pungă voi folosi mixul de pelete Plaumar Premium Mix de 2 mm. Sunt peletele pe care le folosesc cu foarte bune rezultate și în pescuitul la feeder. Este un mix compus din 3 tipuri de pelete diferite și este un mix care lucrează foarte, foarte bine. Dacă am avut rezultate senzaționale pe feeder, bănuiesc că aceeași lucru va fi și pe punga solubilă. La începutul partidei voi folosi doar mixul de 2 mm, iar după ce numărul trăsăturilor va începe să crească, voi băga în pungă și câteva pelete de 4,5 mm. Eu folosesc o cutiuță pentru a-mi fi mai ușor să lucrez, să-mi fac pungile și pentru a-mi păstra materialul de pungă ferit de umezeală. După cum probabil știți, pungile solubile sunt foarte pretențioase la contactul cu apa și atunci este bine să aveți în permanență materialul uscat, mâinile uscate, monturile uscate. De aceea, în pescuitul la pungi, vă recomand să aveți mai multe monturi pregătite și după fiecare schimbare, după fiecare pește, să aveți deja o pungă pregătită, o pungă uscată pe care să o relansați. Între timp, până se usucă montura care a scos-o din apă, aveți cu ce să continuați pescuitul. O să vă prezint un pic mai încolo exact cum realizez eu monturile pentru punga solubilă. O să vedeți că este foarte simplu de scos de pe lansetă și de pus pe lansetă, fără a folosi niciun tip de agrafă. Asta este materialul pentru pungă. Pungile folosite pescuind din mână folosesc varianta de la corda, cea de 55 pe 100 de milimetri. Sunt 25 de pungi la pachet. Depinde câte trăsături aveți sau cât de des intenționați să schimbați lansetele. Dar eu zic că pentru două lansete, o parte de 24 de ore, s-ar putea să vă ajungă un singur pachet. Și ce îmi place foarte mult la aceste pungi, în interiorul lor vine și această lopețică foarte, foarte practică cu care putem să încărcăm pungile. Eu întotdeauna îmi realizez prima pungă și țin minte câte lopețele de nar am folosit, astfel încât, știu, de exemplu, am folosit 6 lopețele de pelete la fiecare pungă. Știu că toate pungile îmi vor ieși aproximativ aceeași greutate și pot să le lansez la aceeași distanță. Pe lângă materialul pe care îl folosesc în interiorul pungilor, la începutul partidei vreau să fac și o mică înnădire de început, iar pentru asta nu o să folosesc altceva decât
peletele Premium Recrill și Premium Select de 45 mm, pelete care le voi pune și în pungi, iar aceste pelete sunt aceea serie cu peletele de 2 mm pe care le bag în interiorul pungilor. Câteva rachete Spider date ceva retras de malul de vis-a-vis, eu zic că este suficient pentru a activa un pic și a pune și a strâni curiozitatea crapilor. Mă duc să pescuiesc, am vorbit destul, am venit să pescuiesc și la pescuit. Trebuie să păstrăm liniștea, că pescuim aproape de malul de vis-a-vis, da? Acest model de pungă PVA se poate încărca și cu mâna, simplu, dar eu fiind la început în utilizarea acestor materiale, prefer să folosesc un dispozitiv foarte practic care îmi ușurează foarte mult munca. Practic este o pâlnie care îmi ține punga deschisă, putând astfel să umplu. Ca să construiesc mica bombiță cu bunătături, n-am decât de făcut să iau o măsură de pelete. Voi pune rigul înăuntru și mai vin cu o măsură de pelete. După care, cu ajutorul plumbului, bătătoresc un pic peletele, le așez frumos astfel încât tija plumbului să-mi vină exact în mijlocul pungii. Una, două, eu zic că patru măsuri de pelete sunt ok pentru un astfel de pungă. Am scos pâlnia, răsucesc punga în jurul tijei, după care o bătătoresc un pic pentru a se compacta și a se așeza mult mai bine mixul de pelete. În momentul când începem să bătătorim un pic punga, se simte și la mână cum se trag peletele și se așează foarte bine. Se poate închide punga folosind
umectarea, dar eu prefer să folosesc banda PVA pentru a lega punga la gură. Tot ce am de făcut, cu o mână țin bine punga răsucită pe tija motorii și cu cealaltă dau de 6-7 ori cu bandă în jurul pungii și astfel o leg fără nicio problemă și extrem de ușor. Am făcut două noduri simple, iar punga este asigurată. Tăiem banda cât mai aproape, eu tai și restul de pungă care a rămas. Și practic am construit extrem de rapid o gustărică foarte, foarte apreciată de către clar. Acum, pentru a lansa această bombă proteică la distanța la care voi pescui, trebuie bătătorite foarte bine colțurile pentru a compacta peletele și a rămâne colțul pungii fără nicio peletă. Și acum, cu un pic de salivă, lipim practic colțurile pungii, le lipim spre centrul acesta. Și atunci am obținut un pachetel de bunătățuri perfect centrat, are o formă aerodinamică, se poate lansa foarte bine la distanțe apreciabile. Practic acest pescuit la pungă PVA este foarte asemănător cu pescuitul la Method Feeder, un pescuit pe care eu îl îndrăgesc foarte, foarte mult. Haideți să vedem ce ne oferă aceste capcane pe o perioadă de 24 de ore. Nu este un pescuit de selecție, nu este un pescuit după pește mare, este un pescuit de frecvență, este un pescuit în care te poți bucura de absolut orice pește adus pe salță. Acum, vă recomand să vă faceți mai multe pungi. Eu pescuind cu două lansete, nu voi face undeva la 6-7 pungi să le am pregătite și după fiecare trăsătură e mult mai simplu să atașez o nouă pungă la lansetă și să o relansez imediat decât să stau să construiesc alta pe loc. Atașarea pungii la lansetă este extrem de simplă. Pe ea înaintaș am realizat o buclă mai mare, undeva la vreo 10 cm și practic n-avem decât de făcut de băgat înaintașul prin bucla monturii, după care să ne întoarcem cu punga prin bucla de pe înaintaș și astfel punga este atașată. Nu poate decât să mă bucure când văd talia crapilor care se pot prinde la o pungă PVA. Am aici un super pomun sărit de 10 kg, un crap bătăios, un crap cu
culoare senzațională, un crab bine hrănit, un crab sănătos, care mi-a oferit un drill spectaculos. Mulțumesc, prietene, nu te țin foarte mult, o să te eliberez, pentru că vreau să vină și alții ca tine. Dar înainte de a-l elibera, văd că este rănit un pic la gură și atunci vreau să-l dezinfectez un pic. Am la mine nelipsitul spray antiseptic. Iartă-mă că ți-am făcut gurița un pic albastră, dar e spre binele tău. Haide să le eliberăm. Pescuind pe bazinul Peșicol Crața 3, unde sunt obligatorii cârligele fără barbetă, mi-am făcut încă de seară câteva riguri, iar pentru asta am folosit cârligele de la Gamagatsu Specialist RX BLU. BLU vine, domnule, de la faptul că sunt cârlige fără barbetă. Eu folosesc numărul 6, foarte rar folosesc cârlige mai mari. Iar pentru echilibrare perfectă am făcut câteva teste și folosind porumbul de la Corda, cel XL, boabele mari de porumb, obțin o echilibrare perfectă cu aceste de cârlige. Au și o aromă foarte discretă de fructe. Fructă destul de ok, destul de atractivă mi se pare această aromă. Dar mă interesează mai puțin aroma, mă interesează cum se echilibrează cu cârligul. Mă, grătarul e încins, prietene. Știu că îi dau 10 milioane, îl dam pe tine, tot te fac pe grătar. Hai să te arătăm un pic la cameră. Poți spune că este peștișorul de aur. Un superb comun de vreo 7-8 kg, cred că are. Foarte nervos și foarte bătăios. Cam asta e creația 3. Mai simplu să scoatem montura de pe lansetă. Haideți să vă arăt un mic truc. Ăsta este înaintașul pe care îl folosesc. Și practic am făcut o buclă mai mare, undeva la 20 de cm în capătul înaintașului, sigurată cu un nod dublu, un nod simplu. Practic aici voi monta de fiecare dată punga, dar dacă o las așa simplă, în momentul când vreau să schimb montura,
va fi destul de greu să desfac bucla. Și atunci mai facem un nod undeva la un centimetru, un centimetru jumate de vârful buclei. Vom face un nod simplu, eu folosesc aici nodul 8. Și atunci vom avea un mic trăgaci de care să desfacem mai ușor montura. Să vă dau un exemplu. Monturile eu mi le fac pe segmente foarte scurte de linkuri, iar în acest capăt las o buclă destul de mare, o buclă de 1 cm, tot pentru a putea schimba cât mai ușor montura. Deci, practic, băgăm capătul înaintașului prin ochetul linkurului și ne întoarcem cu punga prin bucla mare a înaintașului. Astfel, montura este montată, este gata de lansare. În momentul când o recuperăm, tot ce avem de făcut este să apucăm capătul liber al firului și am tras de el și s-a desfăcut. Este extrem de simplu să schimbăm monturile. Nodul pe care îl avem aici și inclusiv trăgaciul acesta scurt nu împiedică cu absolut nimic eliberarea plumbului dacă există un accident, pierde montura sau se întâmplă ceva. Iar de schimbat montura este foarte simplu. Am tras de micul trăgaci, am scos montura prin buclă și s-a eliberat și putem să luăm altă pungă și în câteva secunde o atașăm fără nicio problemă la lanțet. Chiar dacă pare destul de complicat pescuitul la pun solubile, să știți că este destul de simplu și este foarte, foarte eficient. Se spune că mic sau mare copilul mănâncă. Ăsta este cel mai mic pește prins până acum, cel mai mic crab. Dar e un crab prins într-o superbă zi de toamnă la o montură cu pungă solubilă. Mulțumesc, prietene! Ne vedem când noi avea 27 de kg și 300 de grame. Mulțumesc! Ziua începe să-și ia revedere de la noi. Încet încet se lasă noaptea peste bazinul piscicol Creața 3. Am
am făcut și nădirea de seară, am continuat nădirea cu micropelete, cu pelete de 4,5 și am băgat și pelete de 6 mm. Mi-am schimbat și monturile, mi-am pregătit și pentru noapte câteva pungi și profit de acest moment de liniște, în această seară minunată de toamnă, pentru a vă prezenta câteva dintre noutățile lansate de Corda pe piață de foarte puțin timp. Vreau să încep în primul rând cu chestia asta micuță, care este noua cutie, de fapt este vorba de o serie de produse intitulate Corda Basics. Practic în aceste produse găsim accesorii foarte utile și partea de început în pescuitul de crab. Practic putem să ne facem trusa de pescuit la crab de la zero. În primul rând vreau să vă prezint această cutie extraordinară. În primul rând este foarte mică, foarte compactă, dar este incredibil de spațioasă. Eu mi-am echipat-o deja, am profitat diminețile la cafea când era liniște acasă și nu deranjeam pe nimeni. În primul rând, sper că se vede, capacul este transparent fumuriu. Sunt 21 de compartimente de diferite mărimi pentru diferite accesorii și datorită faptului că este transparent putem vedea exact unde avem accesorii de care avem nevoie. Eu aici mi-am pus porumbul flotant, un fel de vârteje cu anou, fără anou, rapide, diferite buffere, biluțe, cârlige, practic tot ce am nevoie pentru realizarea monturilor pe spiritul crapului. În compartimentul central, în baza cutiei, găsim două compartimente destul de mari, unde putem să băgăm absolut orice accesor avem nevoie, forfecuță, role de fir, chiar și un cleștișor am reușit să bag aici. Nu se știe niciodată când ai nevoie la pescuit de așa ceva. Cum spuneam, vârteje, opritoare, chiar tot ce avem nevoie. Avem o tăviță unde intră vreo 7-8 liguri gata făcute, în cazul în care le pregătim de acasă. Iar sub această tăviță pentru riguri avem practic un compartiment lung în care putem pune agrafele, croșetele, loop tire, cutter, tot ce avem nevoie. Pe lângă această cutiuță care este absolut senzațională, este realizată într-un plastic foarte rezistent, e rezistent la șopuri și la zgâlieturi. În seria Basics de la Corda mai avem și o serie de cârlige noi apărute pe piață. Este un model Y-Gape, exact așa se numește, Y-Gape Basics. Mărim de la 2 la 8, 2, 4, 6 și 8. Ce mi s-a părut foarte interesant la acest tip de cârlige, ochetul este foarte, foarte mult întors spre interiorul cârligului, oferindu-i astfel o agresivitate foarte bună. Practic, pe acest model de cârlig nu mai avem nevoie să intervenim cu un liner sau ceva de genul ăsta ca să ajute la înțepare corectă a crapului. Sunt niște cârlige foarte, foarte bine ascuțite, sunt exact forma care preferată de mine, modelul Y-Gape. Tot din noua serie de la Corda avem și două fire pentru realizarea monturilor. Eu am aici varianta necămășuită, firele soft, sunt o variantă de culoare un verde, disponibile la role de 10 metri, varianta de 25 de libre și 18 libre. Noua serie Basics, mai putem găsi și o croșetă foarte finuță, foarte, foarte elegantă. Mai avem o forfecuță, avem diferite accesorii pentru chiar fir pentru tamburii mulinetelor. Sunt o serie de produse extraordinar de interesante. Le găsiți în magazinul Claumar Pescar, le găsiți și pe site-ul Claumar Pescar. Cum spuneam,
practic o astfel de cutiuță pot așa să pun la pescuit, pentru că am aici absolut tot ce am nevoie. Ce mi-a mai plăcut în noua serie de la Corda, picheții pentru măsuratul distanței sunt absolut senzaționali, sunt niște picheți de aluminiu cu vârful de inox, au și un sistem foarte practic, un teu care se montează pe pichet pentru a putea fi înfipt foarte ușor în pământ și a putea măsura distanța și a pescui foarte precis. Și nu în ultimul rând, cum spuneam, se găsesc în această serie și fire pentru tamburii mulinetelor, niște fire închise la culoare, un verde foarte închis, absolut, care se camuflează absolut pe orice tip de baltă. Cam astea fiind spuse, vă invit, dacă nu aveți posibilitatea, să veniți în magazin, să descoperiți produsele pe site. O serie premium la un preț extraordinar de bun. Vreau să trec prin acest material fără a vă vorbi un pic despre ceea ce înseamnă confortul și adăpostul pescarului. Majoritatea partidelor de pescuit pe care le fac în căutarea crapilor sunt partide de 24-36 de ore și de altfel îmi place foarte mult să pescuiesc până toamna târziu, când îngheață lacurile, iar primăvara de vreme să plec cât mai repede pe formele acestor luptători atât de simpatici. Din acest motiv mi-am dotat trusa de pescuit cu un adăpost, un Broly, și am ales un model foarte interesant de la Prologic. De ce m-am oprit asupra acestui model? În primul rând, de ce să nu fim sinceri, am căutat un produs cu un buget accesibil. Am căutat un produs realizat cu grijă, realizat din materiale care sunt convins că vor fi în trusa mea ani buni de acum încolo. Am văzut un sistem care se poate monta în 2-3 minute maxim. Modelul de la Prologic mi-a oferit toate aceste lucruri, începând de la geanta de transport, care este supradimensionată, și Broly, momentul că l-am strâns, îl pot băga în geantă imediat, fără să mă chinui, fără să forțez fermoarul sau ceva de genul ăsta. Cum spuneam, acesta este un sistem Broly, cum îi spune și numele, o să vă las linkul în descriere. În primul rând, încape fără probleme un pat de pescuit, iar patul vine băgat undeva în spatele broliului, rămânând un spațiu foarte, foarte ok pentru bagaje. De la nivelul patului, ca să zic așa, mai am această aplicătoare, acest cozoroc care mă protejează de ploaie. Toate cusăturile sunt cusături vulcanizate, se vede că au fost realizate astfel încât să nu pătrundă apa deloc în acest sistem. Sistemul vine echipat cu două tige de susținere și mai are pe spițele centrale, ca să zic așa, mai are posibilitatea de a se monta încă două tige de susținere. Filetul acesta este compatibil cu absolut orice pichet de pe piață și practic punând și în partea frontală câte un pichet pe fiecare parte,
Ori putem să ridicăm un pic broliul sau putem să-i conferim mai multă stabilitate. Pe lângă astea, ce mi-a plăcut foarte mult că în pachet ni se livrează și cuiele de forță pentru ancorare. Iar un lucru foarte interesant, partea de jos a broliului se termină cu o fustă care se montează pe interiorul broliului, iar peste această fustă vine montat ground-sheet-ul. Acest sistem este echipat și cu un ground-sheet. Eu acum nu l-am montat deoarece nu este noroi, pământul este foarte tare, este foarte ok. Dar cu siguranță că ne ferește de umezeală în momentul când aceasta este în sol. Revenind la preț, mi se pare surprinzător că cei de la Prologic au oferit un sistem complet pentru protecție la un preț foarte, foarte ok. A fost o noapte foarte liniștită, peștii s-au odihnit probabil pentru luptele care vor fi astăzi pe acest lac. Chiar dacă m-am trezit din două în două ore și mi-am reîmprospătat lansetele, am avut o singură trăsătură, un ciortan care nu depășea probabil 2 kg. Acum, în timp ce mi-am făcut cafeaua, am schimbat din lansetele, am mai dat și câteva rachete cu mixul de pelete și până îmi termin cafeaua vreau să-mi pregătesc din nou monturile care azi noapte, sincer să fiu, nu am mai avut niciun chef să stau să fac pungile. Referitor la aia de dormitul la Broly în toamna, în septembrie, a fost o noapte caldă, n-am avut nevoie să folosesc încălzitorul. Tot echipamentul meu a fost uscat dimineață și a făcut cu brivă treaba. Eu o să-mi beau cafea acum și sper că și astăzi să vă pot arăta câțiva craft frumos de crepat. Aspect foarte important, pe părerea mea, este acela că ieri în stânga mea au fost 4 sau 5 standuri cu pescari care peste 8 plantat, un avut modelul. Astăzi s-a schimbat garda, ca să zic așa, am pescari doar care pescuiesc lansat, pescari de feeder. Și atunci s-ar putea ca peștele să circule mult mai bine astăzi și să caute mult mai bine hrana. Eu îmi pregătesc bag-urile și o să-l aștept.
primul pește al dimineții care a poftit la, la o pungă cu micropelete. Este foarte agitat și nu o să-l țin foarte mult pe, pe mal. Cred că e supărat că prietenii lui sunt la masă încă acolo și, și el a fost reținut. Este-am! Yes! Chiar dacă ziua nu a fost atât de promițătoare pe cât mi-aș fi dorit eu și ceilalți pescari de pe Tomalul Lacului, pescuitul la beguri nu știi niciodată ce ți aduce pe saltea. Eu azi am căutat crapii și am prins acest superb și bătăios amur. Care cu siguranță e sărit bine de 10 kg. Iată că a venit și partea cea mai tristă a partidei de pescuit, strânsul echipamentului. Până data viitoare, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Mergeți la pescuit, simțiți-vă bine. Încercați mereu lucruri pe care nu le-ați făcut niciodată. Nu se știe de unde sare iepure. Cam astea fiind spuse, mulțumesc administrației lacului Creața 3 pentru găzduire. Este o locație pe care chiar vă recomand să veniți. Malurile sunt foarte, foarte bine amenajate. Avem iarbă, avem zone cu umbră pe toată durata zilei. Pești foarte bătăioși, pești foarte frumoși. Singurul lucru că trebuie să respectăm
niște reguli un pic mai speciale, dacă pot spune așa. Obligatoriu cârlig fără barbetă, obligatoriu fără niciun fel de opritor în spatele mumitorului sau a plumbului. Dar, cum spuneam, o locație pe care chiar merită să veniți. Până data viitoare, fire întinse și toate cele bune!